Niața, niața, niața. Astăzi facem un Q&A. Uh, Scrie titlu, nu înțeleg de ce. De ce trebuie să spunem ce facem de la început de fiecare dată? Măcar într-unul din videourile astea să lăsăm și noi un grad de mister, mister. Asta e cuvântul potrivit. Bun, așa, Q&A, întrebări. Story, oh my god, ce am făcut aici. Ai vreun alt car project planificat? Mă întreabă Cristi. Avem mai multe, nu doar unul singur o mașină pentru airsoft, una pentru drifturi, dacă mă urmărești pe Insta, de fapt mă din moment ce mi-ai pus întrebarea aici. am mai tot povestit așa din când în când câte, câte, ceva despre chestiile astea. Or să vină în curând așa pe parcurs, doar că sunt, na, sunt și alte chestii unde trebuie să mai meargă banii între timp, deci vedem cum le prioritizăm. Dar da, vor mai veni. Cosmin, când mai vine ceva live cu ceva joc? O să facem ceva live-uri cât de, cât de curând. Acum începe toamna, vremea mai posomorât, așa, nu mai sunt atât de ocupat în timpul liber cu sporturile pe care le fac eu de vară și vă dați seama că având mai mult timp liber, cel mai probabil o să facem și ceva live-uri. Să terminăm și noi ceva jocuri anul ăsta, că au apărut o grămadă pe care am vrut să le joc și n-am apucat să le termin. Forza Horizon, uh, Dying Light 2 și eu mai știu câte altele. Vine Witcher 4. Holy, holy, holy... Videoclip despre Nvidia 4000. Despre seria 4000 toamna asta. Cu siguranță. Așteptăm doar plăcuțele. Leo, dacă fac clătite astăzi, fac, dar le mănânc eu. Edi, ce faci de nu răspunzi de telefon? Ce vreau? Foarte aspru suntem Ai nevoie de o licență Pentru Windows sau de o licență pentru Office SD Keys are tot ce ai nevoie Tot felul de variante de Office, tot felul de variante De Windows, Windows 10, Windows 11 Însă dealul cel mai bun fiind pe Windows 10 Pro În momentul în care îl cumperi la prețul Foarte bun și ai free upgrade La Windows 11. Asta pe lângă vouchere Și tot ce se mai găsește la SD Keys Procesul de achiziție al codului este foarte simplu La fel ca și procesul de activare A Windows-ului cu codul pe care l-ai cumpărat La fel de simplu. Iar prin codul CFD Escapas 10% primești și o reducere peste prețul rezonabil. Să fie și mai bine. Mai multe informații în linkul din descriere. Zen! Salut! Pe când o nouă bela. Uf, mai un pic, mai un pic. Mai sunt alte chestii pe care trebuie să le iau înainte, dar o să vină o altă bela. Vă dați seama. Cristian, un ATV când? ATV-urile nu prea plac, adică nu, da, să te plimbi pe probabil un quad pe stradă, știu eu, dar pentru off-road nu sunt, uh... dacă mă urmărești de mult timp, la un moment dat am pus niște story -uri. am fost cu unul o zi întreagă pe, pe câmp să văd cum e, pentru că mă pregăteam, mă gândeam să cumpăr unul nou și după ce m-am dat o zi întreagă cu el, am ajuns la concluzia că nu-mi place și nu vreau. Iau zici întrebare de la Răzvan, când mai faci ceva clip cu mașini cu telecomandă? Am una care prinde aproximativ 75 și mi se pare că ar fi un ar fi tare în și atât scrie. Uh, 75 de kilometri? Super tare. Nu știu, n-am mai avut în plan așa ceva, nici n-am mai avut pe aici de mult mașinuțe cu telecomandă, dar cine știe? You never know. Pope, o să faci vreodată un videoclip cu periferice de la MSI. Sincer să spun eu, nu știu să aibă MSI-ul periferice. N-au avut. Numai dacă au scos ceva în nou și nu știu eu încă de ele, dar niciodată nu mi-a trecut prin cap să caut sau nici n-am văzut sau auzit de pe undeva care avea MSI, care ar produce periferice. Vali, când treci la miar, am trecut deja de mult, alternăm, alternăm între ele. Claudiu, neața cipi, cum îți mai e viața? Bună, nu pot să mă plâng. Marius mă întreabă așa biroul reglabil la înălțimea maximă se, se mișcă stânga dreapta cât de stabilie? e pe păi acum depinde ce birou ai dar uh, cel pe care l-am eu de atât de multă vreme căruia am făcut un review full o să încerc să-l pun în descriere dacă nu uit în descrierea acestui clip uh, nu vibrează deloc nu vibrează nu se mișcă nu adică puțin vă dați seama dar nu nimic exagerat este chiar foarte foarte stabil la orice înălțime uh, la care îl ții tu. Darius de unde îți cumperi benzile LED benzile LED tipic le cumpăr de la LED Concept din București. Acum depinde, dacă e ceva mai specific, de exemplu Philips Hue sau știu eu, le iau de la Philips, dar dacă sunt pentru ce fac eu prin cameră pe aici, majoritatea sunt de la LED Concept. Onisim, îți mai iei mașină de drift? Vine și aia. Mamă, câtă lume mă întreabă de motoare și de mașini. Ne reprofilăm. <laughs> nu ne reprofilăm. Tech-ul e main, main stuff, dar astea sunt accesoriile, accesoriile, sunt activitățile secundare pe care le facem pe canalul secundar, unde dacă nu ești abonat, poți să te duci să te abonezi acum, se numește Xports. Îl lăsăm în descriere și pe asta. adu să lăsăm astea în descriere. Ha, Nicolas, vai doamne cât de mult foloseam AIMP, ce vremuri. Păi să-ți explic care e povestea cu AIMP-ul ăsta. Eu folosesc Winamp și na, când am melodii ce nu le am eu pe calculator, folosesc or uh, ori YouTube, ori Spotify. Dar pentru muzică, Winamp. amp în schimb, îl folosesc că pot să modific pitch și tempo-ul melodiilor. Mai am uneori uh, tendința să ascult melodiile la un pitch mai jos sau mai sus. Și atunci impul face treaba asta, deși nu face cum trebuie, în special pitch-ul, pentru că îți introduce un un un, starter, un ceva un noise ciudat în melodie. Foloseam pentru asta de la placa de bază de la driverele vechi de la Realtek. Foloseam uh, pitch bender-ul ăla, dar acum nu l-mai avem, că na, suntem în 2022 și lucrurile bune sunt scoase din uh, driverele componentelor. De ce să lăsăm lucrurile bune? Vadim cum prima zi de toamnă? Păi stai puțin că toamnă încă nu este la mine în suflet, e vară tot timpul. Vlad, ce setup de camere IP 4-5 bucăți recomanzi undeva până în 2500 de lei? Păi depinde de ce vrei tu. Cele mai folosite, să spun așa, mai mainstream la noi în România sunt Dahua și Hikvision. Astea sunt cele mai folosite pe unde am văzut eu. Dacă vrei mai fancy, mergi pe Ubiquiti, dar acolo ai nevoie de controller, trebuie să-ți iei UDM Pro-ul, de fapt nu neapărat, sau NVR-ul îți trebuie ceva, mai sunt, mai sunt SVs, ați văzut că eu mai lucrez și cu, și cu, ei, sunt mai multe direcții în care ai putea să mergi, însă dacă vrei ceva cât mai mainstream, Dahua sau vision Cei de la Spy Shop au tot felul de bundle acolo pentru tine și dacă mergi în descriere jos acolo am pus un link direct către ei, o să găsești cam tot ce vrei tu, cam tot ce ai nevoie. Te și ajută dacă nu știi, vorbești cu ei și te descurci de, a... Na, de aici mai departe tu singur. Pentru că eu nu-ți mă întreabă o cameră de filmat când mergi cu motocicleta, ceva mai ieftin, respect. Păi, eu folosesc GoPro-uri. Sincer să-ți spun, nici nu m-am uitat la altceva până acum în afară de GoPro. Am mai avut Osmo de la DJI, dar nu mi-a plăcut, iar pentru orice ține de action, orice GoPro. Dacă vrei ceva mai ieftin, nu te pot ajuta pentru că, sincer, nu am căutat niciodată și n-aș ști ce să-ți recomand. Darius, când mai construiești un PC? Avem 3 sau 4 în plan acum, așteptăm să ajungă componentele și cum ajung, cum le și facem. Și ca un spoiler o să facem un PC pentru RAM, Opa! Ionuț, cât consumă Tanku? Păi am făcut niște TikTok-uri, cred că am zis și pe YouTube, undeva între 20 și 22% pe acolo, pe undeva. Ăla este consumul, fie că sunt în oraș, fie că sunt cu el în talpă, fie că merg frumos, cam ăla e consumul. Dodge, SRT sau Ford Mustang? Păi acum depinde, e mai complicat un pic srt de exemplu, hellcat e mult mai puternic decât Mustangul. Acum depinde despre care vorbim, dacă vorbim despre Shelby GT500 și așa mai departe, mai sunt. Dar ca design, parcă mai mult îmi place Fordul, Mustangul, mustang -ul, însă putere și restul, dodge e... <laughs> e... greu de ales, știi? Dacă le-ai avea pe amândouă în față, ți-ar fi greu să alegi. Sunt Ian Unus, Slol. <laughs> Te-ai jucat toate Far care au apărut până acum pe piață? Da, și nu că, nu, -am, nu că doar m-am jucat, le-am și terminat pe toate. Toate, toate, every single one. Câteva de mai multe ori. De exemplu, Far e 1, cred că l-am terminat de 5 ori. Ce mai mult. Vei face un PC cu componente SH de pe Olex. Mamă, tu știi, Silviule, de când am eu ideea asta și de când am folderul făcut acolo? Cred că de 2 ani. Mai bine. Și n-am apucat să le mai cumpăr. <gură> Componentele alea. Dar o să facem unul la un moment dat. Andrei, cum să recuperăm poze, clipuri, backup-uri de pe WhatsApp dacă au fost șterse de pe telefon? Bye bye. Dacă le-ai salvate în drive, le poți lua de acolo. Dacă nu... Aie. Matei, ce părere ai despre DDR5? Evoluție tehnologică, nu m-am jucat foarte mult cu ele, am o grămadă pe aici, am făcut vreo 2-3 build-uri până acum cu DDR5, însă nu am avut uh, atât de mult de lucru cu ele ca să pot să zic că sunt mega-mega ok. Ca viteză, clar e nu pot să compari cu DDR4. O să facem PC-ul meu principal, o să-l facem în curând și va fi cu DDR5 și probabil că o să discutăm atunci mai multe și după ceva timp, după ce o să-l folosesc. Dar ce părere să am? Bună! Îți dai seama că, na, e avans în tehnologie. Dacă e să comparăm frecvențele între DDR4 și 5. Marius, cum ți s-a părut la GSM Net? Chiar că e off-topic. Întrebare off-topic. Adică nu este un topic. e general topic. Cum să mi se pară super, băieții sunt mega de treabă și fetele de acolo. Ne-am distrat de fiecare dată când am fost la ei. Mai vrem să mergem. Deci, na, nimic de comentat. <laughs> Alexandru, când vii la huși să-ți dau un vin bun. Nu vreau să te min, nu știu unde este. Dar... Cine știe, poate ajungem cu Enduro, dacă e undeva prin păduri, prin, printre munți și așa mai departe. Nu există zero șansă să ajungem pe acolo, deci na. Ionel, când vine noua navigație la RAM? o așteptăm de vreo câteva luni, dar vine din America, e mai greu și cu vame și cu ce mă mai fi pe acu și situațiile care sunt, dar o așteptăm. Vine, când vine o să facem video cu ea, clar. Mădălin, îți place să fii chel? <laughs> nu am o mare problemă cu chestia asta, pentru că e mai ușor de întreținut. Adică n-ai ce să întreții, <laughs> dar uh, mă gândesc foarte, foarte sincer să-mi fac un implant aici în mijlocul capului, măcar să nu mai mă ardă soarele vara, pentru că dacă n-am șapcă, e nasoală situația dacă stau în soare. Să-mi <laughs> las mare pleată. Dar nu, păi tu mai ai făcut să acum, eu vorbeam chiar serios. Sami, ce cross recomanzi pentru un începător sau enduro? Păi nu, ai greșit întrebarea de la început. <laughs> Altă întrebare. <laughs> adică dacă recomand cross sau enduro, păi depinde ce vrei să faci, că sunt relativ diferite. Ele sunt la fel în fundament, dar sunt diferite. Este bun ca temul. Da, păi, nu. Pentru enduro sunt cam cele mai bune. Ok, ok, 11.05. În ce stadiu ești acum cu casa și cu studioul? Păi o să facem un video dedicat, tot zic chestia asta de o grămadă de timp. Uh, dar na, tot apar chestii pe parcurs, am cumpărat un pământ între timp, sunt niște uh, chestii mai complexe, așa să spunem. În primăvară sper să mă apuc de el, adică ar cam trebui, că na. Adin, ce probleme ai avut la rețeaua locală că am văzut pe story? Am avut o problemă cu NVR-ul, a trebuit să schimbăm un stick înăuntru în el, nici nu am care stick. Dar asta a fost problema, că mi se tot deconecta practic de la rețea, îl vedeam online în, în network, dar nu puteam să-l accesez nicicum. Și am dat de cap până la urmă, Doamne ajută, mulțumim Google. Ionuț, când mai faci ceva PC-uri modate cum făceai odată? Păi, după cum am spus, după cum am răspuns colegului de mai devreme. Avem câteva PC-uri de făcut acum, cât de repede, până în sărbători, vreo 4, cred că, dintre care 3 sau toate, toate 4 sunt de fapt modding-uri. Hard, așa, adevărate, frumoase. Abia aștept, abia aștept, sincer, mi-e dor să fac niște proiecte de alea. Și ultima întrebare, să închidem așa în stil mare, rimă tare. Din ce câștigi acum bani, mă întreabă Ruben. Păi câștig bani acum din YouTube și cam asta e treaba, producție video mă ia dorul câteodată îmi vine să mai fac câte un tatuaj așa. Cred că o să, o să, comand niște tușuri și ce mai trebuie să mai facem vreunul, vreunul două. Ultimul pe care l-am făcut a fost ăsta mic de aici. Și chiar mi-e dor. Dar în principiu din YouTube, din partea asta de producție video. Deci cam asta a fost Q&A-ul. Sper că am răspuns, am, de fapt am, că am răspuns la toate întrebările ce le-am primit, uh, normal când facem Q&A-uri pun uh, cu o zi înainte ca să se strângă mai multe întrebări, acum uh, a fost totul așa un pic mai pe rapid să spunem. Vă doresc o zi bună, eu acum mă duc că am de împușcat, iepurași, nu, 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 Airsoft, împușcăm oameni, în ghilimele, să nu se înțeleagă greșit, vom face video clar și va fi publicat pe Xports. Așa că dacă nu sunteți abonați acolo și vreți să vedeți nebunile de sporturi pe care le facem noi extra așa pe lângă canalul ăsta de YouTube, puteți să mergeți să vă abonați acolo. Vă dorim o zi bună și ne vedem data viitoare și trebuie să-ți închid ușa că prea te strâmb. Tu cum face ușa asta?